toți din toată inima putem să spunem și în urmă aceasta, mulțumim Domnului că până aici ne-a ajutat. Numele mulțumim de cuvântat în veci veci. Amin. Frați și sorori, prin harul Domnului, deschideți Sfânta Scriptură pentru seara aceasta. Și vrem să stăm înaintea Domnului cu rugăciune care ne lăsa înaintea lui cu mulțumire pe conștiință. Știm cuvântul Domnului care se scrie în Psalmul 85, un cuvânt pe care ne înviază să stăm înaintea Domnului, cu responsabilitate, cu mulțumire, cu bucurie. Și apoi, la final, cu toată rugăciunea comună, cerând binecuvântarea Lui. Și la final, rugăciunea pe frate, cine de lins, dar nu se mână înaintea Domnului și are binecuvântarea Domnului, este întreaga lucrare de lucrurile voastre aceasta și Duhul Sfânt să-și facă lucrarea pe sufletele voastre. Amin. Haideți cu atenție și haideți să păstrăm liniște, ascultând cuvântul Lui Dumnezeu. Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânga mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. El ține mână la lungimea pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este mare, El a făcut-o și mâinile Lui au copii cu scapul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Vărătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășului Lui, turma pe care povăzește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca Meriba, ca ziua de la masă în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că nu se rămâne de mine. 40 de ani m-am scăpit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită. Ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat în mânia mea, căci nu vor intra în odihna mea. Amin. Ne închinăm noi.